fobie? O teamă sau o frică? Știți, nu am întâlnit niciodată frică, nu știu cum să confrunt cu așa senzații. Sincer vă spun, nu am frică. Dar totul este răspuns, adică n-am întâlnit niciodată frică. Conștientizăm frica și încercăm să scăpăm de ea. Păi cum? Să o înțelegem, să încercăm să o evităm și să înțelegem care de fapt este frica și care ar fi consecințele negative sau pozitive. Și dacă pozitivul este mai mult decât negativul, atunci poți zicem că fobia, încercăm să trăim cu ea. Nu am găsit soluția. Anume, eu n-am găsit soluția la frica de locuri închise, nu știu. Încercăm cumva să nu ajungem în situații. De exemplu, eu am frică de apă și încerc cumva să nu ajung pe lângă apă. De apă, din înălțime. Cam sunt mai mulți, sunt de clauni, sunt din nu știu ce, asta depinde eu. Când nu este frică de ceva, mă adresez către cerul și spun tatăl nostru. Fobii? Nu prea am acum. Așa am trecut de ele. De fiecare fobie are de, nu știu ce, de visuri fiecare. Diferite fobie. Încerc să nu mă gândesc la ele. Și să trec peste, să mă gândesc la lucrurile bune. Fobiile în genere nu trebuie să hrănite. Mă stăresc să nu mă gândesc la ele. Mai bine așa. Fiți pe noi ne sperie, că tare introduc fobiile. Război, politică, economie. Da, cred că am fobii. Îmi este frică de eșec, probabil. Și cum evitați frica? Cum scăpăm de ea? Încerc să nu mă gândesc și să-mi dau singură sfaturi încurajatoare în care îmi spun că eu o pot și frica aceasta nu există, deoarece totul este în capul nostru. În realitate, fobiile doar sunt niște gânduri pe care noi singuri ni le insuflăm. Sigur că am. De, să vă zic de care? De gândaci, de braște și frica pentru viața copiilor mei. Asta e. Cum evităm frica? Cum evităm frica? Răsflăm adânc, numărăm până la 10 și pășim. Încerc să mă liniștesc, nu știu, beau un ceai sau citesc o carte. Depinde din anturajul în care mă aflu. O fobie poate este într-o situație când ți este frică de înălțime sau de întuneric, ceva de genul acesta. Aveți fobii? Nu, nu. Dar cum evitați fobiile? Cum luptați cu ele? De exemplu, îmi fac mulți prieteni, sunt înconjurată de persoanele dragi, nu am fobii. Cum luptăm cu ele? Să fim tari, să fim încrezători în forțele proprii și le trecem. Deja anul 4 l-am finisat și deja nu mai e frică de nimic. Am trecut prin toate obstacolele care erau nevoie. Nu-mi teme nici de înălțime, nici de apă, nici de vânt. Cu fricile, într-adevăr, este problemă. Copiii se tem de frică, se tem de întuneric, se tem. Trebuie să le lămurim că ceea ce este când este ziua, când este lumină, când este, nu este nimic. Hai să căutăm, să vedem, este ceva ascuns? Nu-i. De ce te temi, dar când este întuneric? Și cu încetul, eu știu cum facem noi cu fricile.